Avem imaginile momentului. Un șofer beat a fost forțat să oprească cu ajutorul dispozitivului de oprire. Haideți să vedem imaginile. La vederea polițiștilor, bărbatul a intrat în mașina sa, care era parcată în curte, a blocat portierele, iar prin geamul din dreptul șoferului, care era întredeschis, polițiștii au încercat pulverizarea cu un spray iritant lacrimogen din dotare. În acel moment, bărbatul ar fi demarat cu vehiculul care avea cheia în bord și a ieșit pe poarta imobilului, pătrânzând pe drumul public. Imediat, polițiștii au urcat în mașina lor, au intrat în urmărirea acestui autoturism și au utilizat alertele echipajelor. Vedem aceste imagini. O să revenim cu mai multe informații.